Capitala distracției de pe litoral se mută în acest weekend la Ovidiu, unde timp de 3 zile și 3 nopți se desfășoară zilele orașului. Muzică bună pe toate gusturile, invitați de seamă, artiști consacrați, competiții sportive și multe alte surprize sunt doar câteva din ingredientele care alcătuiesc atmosfera de sărbătoare. Delia Puia și Gabriel Cotabiță sunt doar câțiva dintre artiștii care vor face show pe scenă. Totodată, în timpul zilelor de sâmbătă și duminică, locuitorii orașului vor putea participa la mai multe competiții sportive, unde premiile vor consta în biciclete, tablete și laptopuri. Avem ediția a treia Cross-ul orașului Ovidiu. Iată, cum vă spuneam, ediția a treia, an de an creștem. Anul trecut au fost aproximativ 700 de copii. Duminică, ca și eveniment sportiv, avem cupa orașului Ovidiu la fotbal, ediția a treia. Distracția se va încheia duminică. Evenimentul este un bun prilej de socializare pentru locuitorii orașului.